Biblioteca Județeană Ineroman Constanța organizează în perioada 6-7 octombrie 2023 Festivalul Național de Poezie Art Poetica Ovidius, ediția a doua. Este un festival care celebrează poezia în vechiul oraș Tomis devenit Constanța. Este necesar ca orașul Constanța să găzduiască un festival de poezie având un nume atât de prestigios, care a fost parte a istoriei sale, este parte a istoriei sale. Prima întâlnire va avea loc vineri între orele 11-13:30 la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Evenimentul va continua cu o masă rotundă cu tema Actualitatea poeziei și poezia actualității. Dorim să dezbatem, de fapt, această condiție a poeziei, locul ei, rostul ei în lumea de azi. Și ce poezie se scrie astăzi, cum ne raportăm la poezie și în ce fel cunoașterea poetică mai este un instrument de educație în ceea ce privește tinerele generații. Pentru ediția din 2023, tema aleasă este Marea, poeții fiind invitați să prezinte un poem inedit cu acest subiect. Poemele prezentate vor intra într-o nouă antologie intitulată Poezia Mării. Poeții vor prezenta de asemenea un poem inedit care va face obiectul unei antologii intitulată Poezia Mării și în fiecare an dorim să păstrăm această unitate tematică astfel încât să rămână în memoria Constanței, memoria ei culturală și un volum. Lansarea antologiei Poezia Vinului va avea loc sâmbătă în aula Bibliotecii Județene Constanța.